Morning Glory, Morning Glory. Anciorap se ascund de hori. Ok, putem să efectuăm emisiunea? Eu știu. Ți-a dat gol live? Ți-apare că e live? Da, mi-apare. Nu e live? Ba da, e live, mă. E live, mă. Asta e, gata. Așa. Marcel, bun venit. Mă bucur că suntem aici. Am fost emoționat. Mihai, vreau să iei dracului camera asta, că nu-mi văd invitatul. Mizeria aia de cameră. Pune-o dracului pe stâlp. Unde? În stâlpul ăsta, pe stâlpnicu. De ieri așa îmi face. Mută camera, pună camera. Nu acolo, ba acolo, ba nu știu ce, ba la la la. Ce să-ți mai fac, Răzvan? Ca să fii mulțumit. Ca să fii mulțumit. Nu vrei tu? Așa. Nu vrei ceas? Așa. Până un alta a venit domnul Marcel Iureș. Iartă-ne, Marcel. Sunt tineri, nu știu, se înfierbântă repede. Ok, eu vin mai încet. Poate da, poate și asta, să fie și chestia asta. Dar eu zic că putem să ne concentrăm acum pe poezie, pe frumos. Ți-am dat un pic mai greu acum, pentru că ai și lipsit și pandemia ne-a despărțit. Dar cred eu că e un moment frumos. Cu ajutorul lui Izei, pentru că ea ascultă muzica asta și o înțelege cel mai bine, am selectat câteva piese nemuritoare din tot ceea ce este și a fost trending pe YouTube în materie de manele. Deci, Marcel Iureș, acest diamant al teatrului românesc. Da, spre deosebire de Vlad Voiculescu, care am auzit, nu este un diamant aia al nostru. Se... Nu? Da, da, da. Așa. Am înțeles. Cu ce ai vrea să începem recitalul de astăzi? Cu toate diamantele. Toate diamantele lui Gabriel în interpretarea de neuitat a domnului nostru Marcel Iureș. Iubirea mea, spune-mi ce să-ți dau. Tot ce vrei, îți iau. Mamă, dragostea mea, vreau să te câștig, că m-am îndrăgostit. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simți. Adică nu simte decât dacă îi dă diamante? Cred că da. Așa e. Toate diamantele... Îi dau să simtă. Da. Diamantul, am aflat și eu, este sub duritatea smalțului dentar. De unde ai aflat asta? Am aflat și eu. Se umblă vorba prin târg. Păi, înseamnă că noi dacă facem așa cu dinții pe geamuri, îl tăiem? Exact. Le cumpăr că meriți toată dragostea să o simți, toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți toată dragostea să o simți. Iubirea mea, îți cumpăr planeta și îți dau verigheta. Dragostea mea, vreau să fie aleasă. Să te fac ghici. Păi poate să fie mireasă, crăiasă, bucătăreasă, da? Spălătoreasă. Spălătoreasă. Mai degrabă, aș zice, având în vedere ce se întâmplă după... Și ministreasă, da. Da. Așa, de încălzire a fost asta, pentru că acum... vorbim despre adevărate valori, vorbim despre noile valori, cei care s-au ridicat de curând. Țancă Uraganu, presupun că nu ai auzit de el. Nu. 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 Noaptea Golanii, o melodie cu versuri bărbătești, care tratează, da, condiția bărbatului contemporan. Exact. Și nevoia de odihnă. Și nevoia de odihnă, da. Noaptea Golanii nu fac nani, nani. Ei fac combinații, când sforă, sforăie alții. Scot mașinile, bat cluburile, gagicile. Le, 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 le. Femeile, mașinile, figurile, cluburile, le, 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 le. Să vină dezbrăcatele sus pe capotă cu ele, mă, pe capotă. Ai dezbrăcatelor să vă dea băiatul nota. Femeile, mașinile, figurile, cluburile, asta e refrenul, nu? Le, 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 le. Să vină dezbrăcatele sus pe capotă, cu ele pe capotă, hai dezbrăcatelor să vă dea băiatul. Ce se repetă puțin, da, merge. Da, da.
Da, ca să se înțeleagă. Asta e că nu, nu se înțeleagă. Femeile, mașinile, figurile, cluburile, le, 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 le. Să vină dezbrăcatele le, sus le, pe le. Capătă cu ele, le, 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 pe capotă. Hai dezbrăcatelor să vă dea băiatul nota. Ce nota? Păi, eu zic că le dă nota pentru cât sunt de dezbrăcat. Adică genul ăsta. E o apreciere, nu e bătaie de joc. Hai, tragele mami, firea, hai de mami, nici noaptea golanii nu fac nani, nani. Hai, tragele mami, firea, hai de mami, nici noaptea golanii nu fac nani, nani. Morning glory, morning glory, mă cam lasă nervișorii. Le, 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 le. Dar acum suntem cei mai fericiți din lume. Suntem, unii din noi aici. Suntem, da, și puțin norocoși că l-avem pe Marcel Iureș, care, despre care ne-a întrebat un ascultător de ce terfelim diamantul în asemenea subiecte. Cum de ce terfelim? Păi asta e soarta diamantelor pe lume. Da. Prin noroi, oricum, prin noroi, l-ai scăpat, l-ai, da. Ca la metoda Aladdin, ca să zic așa. Mergem mai departe, alte probleme, anume fake-urile. Da. Sunt, e o altă problematică abordată de Manele. Marcel Iureș, dăm legătura, țancă uraganul. Uraganul. Fake-uri. Nu i-a zis nimeni așa niciodată. Da, știu, asta înseamnă să mergi la școală cu o clasă mai mult, măcar. Se învață, da, articolul. Ce se face? Fake-urile astea mă invidiază. Adidas și mei Gucci nu se demodează. Ra-ta-ta-ta-ta-ta. Ai în 7-8-a măsură, da. Am intrat în scenă reprezint băieții care o ardem influenceri. Bă, voi faceți mișto de mine? Vorbesc serios. Asta sunt versuri de Manele. Și sunt în trending. E de spitalul de nebuni, mă, copii. În sfârșit. Hai, da, acum dacă tot ai venit. Dacă tot am venit. Vă văd cam tulburați pe toți. Noi așteptăm cu emoție. Am înțeles. Fake-urile astea mă invidiază. Adidas și mei Gucci, așa, se repetă. Bun. Nu se demodează. Se poartă fata, hai să trecem acolo. Se poartă fata în stil Kim Kardashian. Suntem ca în GTA, am Ferrari pe volan, stil american, soră cu Coco Chanel și lumea se știe, ne știe ca garda de fier. Uh-huh. Opa. Opa. Opa, opa, Penelopa. Ea e Kim Kardashian, eu mi-o ard bilzerian. Asta e un idiot de pe internet. În primul, da, rând că eu când am căutat versurile, era trecut bil, spațiu, zerian. Ah, bun, ok. Atât. E altceva. E cu totul altceva, da. Da. Tu ai uitat de unde ai plecat. Eu am trăit printre golani. Și gata, s-a terminat. Păi muzica face totul. Muzica. Morning glory, morning glory. Dă-te-ți bani la fondul școlii. Să trecem totuși undeva spre stilul epic, în care emoțiile nu sunt atât de voalate ca în cântecele lui Țancă Uraganu. Mergem la Dia Minune și Mihăiță Piticu, Făte frate cu Perversa, cunoscută și drept două ziare. Da. În interpretarea de neuitat a domnului nostru Marcel Iureș. This is a nightmare. This is a nightmare and I can't wake up. Așa. That's bloody true. Am să bag două ziare, mototol, în buzunare. Să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Da, să vezi surpriză mare când lui spune că-i ziare. Să mă uit pe fața lor, să vadă care, să văd care-i vânzător. Am luat prea multe țepe în viață pentru bunătatea mea și am ajuns să-mi fie frică să ajut pe cineva. Ăsta e Mihăiță. Sunt amândoi. Odată zice Mihăiță, după aia zice Adrian Minune, da? Da. Că... Acum cred că e Mihăiță, nu? Ca omul care e pervers să-l dai pe ușa afară,
că dacă te vinde odată, te vinde și a doua oară. Vezi? Pilde. Lecții. E abisală chestia. Fă-te frate cu perversul ca să-i vezi, ca să îi vezi interesul. Dacă vrei să-i fiarbă oala, halește-i vrăjala. Că omul care e pervers, să-l dai pe ușa afară, că dacă te vinde odată, te vinde și a doua oară. Mama mea. Mulțumim, Marcel. Este... Facem ce poate. Hai totuși, vine vara, inima tresaltă. Plaja. Da, eu am luat Sevicar. Este ceva împotriva hipertensiunii. Ai luat? Am luat. Am știut unde vine. Am cer scuze. Nu-i nicio problemă. Morning Glory. Se bucă ochișorii. Da. Vorbești de Cristi Munteanu? Cristi Munteanu, da. Și Teo Ros. Da, și Lino Golden. Da. Și Lino Golden. Fac ce vrea ea, este numărul unu în trending, piesa asta. Nu, ea face ce vrea. Face ce vrea ea, da. Da, Doru nu mai e. Poate să vină ploaia, o găsești la mama ea, e frumoasă ca Zendaya, nu e ușor să fii ca ea. Fata asta e foc, e fierbinte, e rea, dar pozează în cuminte. Când o văd rămân fără cuvinte, mamă cât îi place să se alinte, AK-47. Mhm. Mă, băi, sunteți pimăn de pe la engleși. Ochii? Ochii pe spate. Pe spate? Da. Așa. În cercuri înalte, la gât diamante, formele curbate, vorbele picante, totul ca la carte, are activitate. Are activitate. Ați înnebunit. 90, 60, 90 e foc. Nu-mi vine să te las singură deloc. Face ravagii când postez pe TikTok. Tatuată, fata face. Ea face ce vrea ea. Dorul nu mai ia. Și gura nu-i mai tace de 3 zile încoace. Bun. Poate să vină ploaia, o găsești la mamaia, e frumoasă ca Zendaya. Nu e ușor să fii ca ea, ea face ce vrea ea, dorul nu mai ea, poate să vină ploaia. Hai să vedem ce se întâmplă totuși înainte cu ea în următoarea strofă. În următoarea strofă. Când vine ea. Când vine ea. Bagă work? Bagă work. După, aici vă rog să-mi traduceți, twerk, twerk. 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 Da. Medicin. La asta nu știu versurile, îmi cer scuze, eu da, Mihăiță Piticu. Da, da. Dar ați văzut că acolo era morală, era o poveste. Seara în club? Seara în club, sus pe toc, părul prins în coc și o face non-stop. Îmi dă poze cum e beată, dezbrăcată cum arată, mă pune la pământ versuri. Versuri? Us? Uh-huh. Uși? Nici nu mai știu cine sunt, hainele jos de pe tine, repede, rău. Ce-ți fac eu acum? Nu-ți face nici iubitul tău. Mami, cum arăți? Meriți pictat în tablou. Acasă la tine sau la mine facem show. Marcel. Face ce... Nu. Simt că dispare efectul medicamentului și nu... nu e... Doamne, nu trebuie să fac o emisiune de noapte, totuși. Da. Morning Glory, Morning Glory. Pocnește ficăciorii. Așa, și ne întoarcem la emisiune. Gata, hai că e, nu știu, simt că s-a întâmplat ceva cu tine. E mult, Răzvan, dragii mei, e mult. Fai de mine, dar ce se întâmplă? Tu mai lucrezi ca și actor? Scuză-mă că te întreb, că erai un actor foarte talentat ultima dată când ai recitat. Domne, ca și actor. La mine în emisiune am dorit să fiu ca tine. Da. Ca și tine, scuză-mă. Pregătiți tot timpul. Eu n-am zvâcul ăsta. Am și îmbătrânit între timp. Sevicarul încă văd că rezistă.
ce pot să zic? Mă ocup în continuare și mă preocup de meseria asta. Tot acolo, la subsol? Tot acolo, da. Ne preocupă foarte mult. Ați găsit un etaj? Un etaj, nu? Avem unul, dar e doar cu bibliotecă. N-ai ce să faci cu acum, cu bibliotecile. Se repetă, să face ceva? Am repetat, și chiar am izbândit Marius Chicoș Rostogan. Da. Mișto, felicitări, da, e greu. Da, asta ar trebui totuși ar trebui spus. Câte picioare are boum? Și elevul spune, după o lungă pauză, 4, domne. Și ce mă bou cu 4 picioare? Ființă ori lucru? Și elevul, după o altă pauză mare, spune, e ființă, domne. Dar masa, boule, e lucru ori ființă? Păi e lucru, domnule, zice el, după ce s-a mai gândit. Păi bine, mă, dar n-are și ea tot 4 picioare? Păi da, dar nu mișcă, domnule. Cum să miște, mă? Pe dracu să miște. Poate numai cu spiritismus. Sună bine. Sună bine. Și mai faceți premiere sau... Viitorul sună bine. Doar între noi. Da. Ca să se cimenteze cumva și textul și relația și viziunea domnului Dabija. Ce o să jucați pe stadion, cel mai sigur? Cu plasme. Cu plasme. Adică tot terenul, tot gazonul va fi o plasmă uriașă. Lumea se va uita de sus în jos la noi. Da, și noi o să strigăm bine ai venit în țara noastră, Marcel Iureș. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult pentru... Ce să, da, știu... Pentru tot ce-mi dăruiți. Îți mai aduce aminte când ai venit la Morning Glory prima dată și ai recitat Marinică și ai plecat destul de îndoit de aici și după aia te-a oprit un om într-o benzinărie și ai zis, mă felicită pentru Richard, pentru... Nu, pentru Marinică era. Pentru Marinică, ceea ce vă mulțumesc din suflet. Adică ajutăm și noi cât putem și cred că am contribuit mult la relansarea domnului Marcel Iureș, care e destul de nefilmat, de nejucat. Da. Nejucat, nici filmat. Da, 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 chiar, da, nu știu. E... Deci încă o dată vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim, Marcel, ai pus suflet și s-a văzut. Și te mulțumim și ești talentat și chiar e păcat să... Bine, am să iau al doilea Sevicar după ce ești. Nu fac reclamă la Sevicar, atenție. E o vitamină. Nu fac reclamă la Sevicar. Da, da. Bun, atunci... Da. Că am spus-o de vreo 4 ori până acum și s-ar putea să se înțeleagă greșit. Da, poate și asta, da. Adică am putea să facem lucruri din astea, reclamă mascată la medicamente. Chem un actor, îl întreb, dar pe ce bol sunteți? Așa, bun, și dai mesajul la vânzări, hai să băgăm un Sevicar. Hai să băgăm. Da. Numai probleme. Așa. Și după aia băgăm asta cu... Nu, nu mai facem bine. Și zice, bă, nu, cam la mine medicamente, nu vrei să... Știi, că am Magda Catone cu detergent. Și vine, vine domnul Iureș. Uite ce am la mine astăzi. Ia, hai. Cu ce ai venit? Cu Sevicarul. Da. Cu volan pe dreapta. Da, da, nu, mi se pare că se poate lucra, eu zic. Absolut. Da, absolut. Da. Marcel, încă o dată aplauzele noastre. Ești talentat. E păcat să venit acum. Îți mulțumim că existi și te pupăm dulce pe ceacră și abia așteptăm să ne inviți la premiera asta, care are legătură cu Caragiale sau mi s-a părut mie? Are o mare legătură cu Caragiale, care are o mare legătură cu educația prin gramatică și sintaxă. Adică sintaxa fiind o chestie deosebită de gramatică în zilele noastre. Da, știm asta știm foarte bine, dar nu punem la inimă acum. Nu. Nu, nu, că tocmai ți-am zis, nu vreau să mai pronunț cuvântul. Da, 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 tocmai de asta a și venit domnul Iureș, da. Da. Bun, intrați pe... Poți să întreb ceva? Te rog. Ce caută tășul astea social la voi aici? Suntem... Fani? Nu, suntem un fel de ambasadori așa la parteneri, da, de comunicare și... Și eu sunt ambasador.
Bine, bine. Putem să ne vorbim respectuos, te rog frumos? Sigur că da. Ca de la ambasador la ambasador. Exact. Da. Mi-e dor să văd și eu un ambasador. Ai recitat vreodată Apolodor? Ți s-a părut nu. De făcut? Nu, l-am ascultat însă. Și e foarte bun. Era talentat și Gelu Naum, să știi. Bineînțeles. Păcat că a renunțat, da. Da, bineînțeles. Dar ai vreun vers, vreo strigătură din copilărie, vreo numărătoare din aia de la Vața Ascunsele pe care o știi? Nu. Mai știi cum era alea, numărătoarea aia cu din Oceanul Pacific? A, da, da, dar nu, noi nu foloseam, la Olten nu se folosea asta. Dar cum se folosea la voi? Cum vă jucați? 1, 2, 3, ereți și porumbei, cine nu e gata, îl iau cu lopata. Și mai era varianta semicultă. 1, 2, 3, pleacă lupul după ei, cine nu e gata, îl iau cu lopata. Lopata fiind un instrument care atrăgea copiii așa cum atrage și adulții beți în județul Vaslui. De aceeași fascinație, da. Eu știam una care e foarte frumoasă și e Anda, Andenus, Zara, Catenus, baba fără păr a mâncat un măr. Ne auzim mâine, bă, pupăm dulce pe ceacră. Nu ne auzim mâine, ne auzim mai încolo. Morning glory, morning glory. Să vă spunem la revedere. Se mâncăm cu bețișe. Mulțumim, Marcel Iureș.